Misiunea pompierilor este una dificilă pentru că înăuntru sunt foarte multe produse din mase plastice care se reaprind. Flăcările au fost stăpânire pe magazia cu articole de plajă din Eforie Nord la primele ore ale dimineții. Zeci de perechi de papuși din plastic și gen s-au făcut scrum. Paznicul a observat focul și a chemat pompierii. La pat! Ca să iasă. Pentru că flăcările riscau să se extindă și la o terasă din zona, pompierii din Tuzla au intervenit cu trei autospeciale. A fost afectată de terasă? Deocamdată nu. Când au izbucnit flăcările? În jur de 5, cred, nu știu. S-a ars în continuu? Da. Fumul gros și necăcios a provocat panică printre turiștii unui hotel din apropiere, care au ieșit afară să vadă ce s-a întâmplat. A scos fum afară. Nu se poate respira în camere? Mai greu să respir. Este destul de fum și în camere. Cu toate că fereastra nu a fost deschisă, dar a intrat. Da. În timp ce pompierii se luptau cu flăcările, unii curioși făceau fotografii. După aproape 3 ore, focul a fost stins. Mai mult de jumătate din marfă a fost distrusă, iar o parte din cea salvată a fost deteriorată. Paguba este însemnată, dar toate produsele erau asigurate. Interzicția dificilă din cauza materialelor plastice. Fum. A trebuit să scoatem cutie cu cutie, după a nu știu să-l stingem. Proprietarul magaziei crede că focul a pornit de la o țigară aruncată de un om al străzii.